Să faci o tură în Țibleș, trebuie să te scoli de vreme și cu multe zile înainte să urmărești buletinele meteo pentru a te asigura că din cauza vremii nu vei avea decepții. Așa am vânat și noi două zile superbe de toamnă, splendidul răsărit prinzându-ne deja aproape de obiectiv. Cei aproape 80 de kilometri străbătuți cu mașina se pot identifica pe fragmentul de hartă alăturat. De la stația de epurare a minei Izvorul Rău am luat-o pe jos și, până în piciorul calului, am urcat în circa 40 de minute. În acest loc, situat la altitudinea de 1200 de metri, toată lumea face un popas bine meritat de câteva minute. Nici noi n-am făcut altfel. Ne-am tăvălit în iarbă și sub un soare plăcut de septembrie am savurat priveliștea spre vârful Archer, culmile preluci tomnate stregilor și spre vest-nord-vest de noi, Hudinul solitar. Prea tare nu ne-am grăbit. În primul rând că am venit aici pentru două zile și apoi nici rucsacul meu de peste 15 kg nu mi-a permis să lupt prea vitejește cu gravitația. Cu mici popasuri am traversat brădetul secular și în final am ajuns la refugiul Archer, situat la cota de 1434 de metri. În acest punct, în anii huliți ai epocii apuse, o prestigioasă firmă de prospecțiuni și explorări geologice, IPEG Maramureș, a executat o sondă. După demontarea instalației, colibă a fost amenajată așa cum se vede în imagini. De atunci, mulți turiști s-au perindat pe aici. Unii dintre ei și-au lăsat posterității cele mai importante date din certificatul lor de naștere și dovada că cei 7 ani de acasă i-au petrecut în alte locații. Numele lor, înscrise pe pereți, stau dovadă celor spuse. Noi ne-am instalat într-un colț la etaj, să nu deranjăm. Teama ne-a fost de prisos. În această noapte, de joi spre vineri, doar noi am fost stăpânii în interiorul refugiului. În exteriorul lui, însă, după lăsarea serii, au început să danseze vietățile. Am făcut un foc în butoiul sobă improvizat și am ieșit la soare să-mi adun gândurile. După un somn de sfert de oră în soare, intrând în refugiu, m-a întâmpinat un fum înțepător în tot habitaclul, care m-a obligat să mă las pe gubaș și mi-a luat gândul de a filozofa la căldura sobei. După ce ne-am asigurat că focul s-a stins, ne-am luat rucsacii mult ușurați, căci saltelele, sacii de dormit și mâncarea toată le-am lăsat în pod. Deci, cu rucsacii mult ușurați, am pornit spre citadela Archerului, singurul loc apropiat de unde turiștii se pot aproviziona cu apă. Locul este cunoscut și sub denumirea de Grădinuța Fetii Pădurii și este o atracție turistică nu doar din cauza izvorului de aici, ci și pentru frumusețea pereților de stânci. În fundal se înalță semeț vârful Archer,
Acest loc este deseori confundat cu o altă atracție turistică situată la circa 300 de metri vest, constituită dintr-un perete semicircular de stânci ce îngrădesc o poieniță decupată parcă dintr-un basm, loc numit Grădina Zânelor și la care noi azi n-am urcat. Acești coloși de stânci sunt foarte fisurați. Apa meteorică se adună în fisuri și gravitațional curg spre nivele inferioare. Cum fisurile comunică cu suprafața și apa ajunge în fire subțiri, să se prelindă pe pereți unde formează un film subțire. După ce ne-am făcut plinul, aruncăm o privire spre Țibleș, obiectivul nostru de mâine, și pe valea extrem de abruptă a pârâului Izvorul Rău. Apoi coborâm la poteca cu Marcaș, o luăm înapoi spre refugiu și admirăm vestitele faguri de Țibleș pe dioritele, monsodioritele cu feldspați mari, levigați exogen, pe suprafețele libere și expuse. După lăsarea serii, ne-am încuiat în refugiu și bine am făcut, că după ora 10 ne-au vizitat urșii și au făcut un tărăboi că numai de somn nu ne-a mai ars nouă. Apoi, pe la miezul nopții a început boncănitul cerbilor și tot așa până dimineața. A doua zi dimineața, pe la 8:30, cu strictul necesar în spate, am pornit spre celebra triadă Arcer-Țibleș-Bran. Superbul răsărit ne-a prins foarte aproape de creastă. Primele raze ne-au mângâiat exact la orele 10 și fix la ora 11 fără un sfert am ajuns în șaua dintre Arcer și Țibleș. Știu, alții sunt mai sprinteni și diferența de nivel de circa 350 de metri, respectiv de la circa 1450 la 1800 de metri, o parcurg mai repede. Sincer, nu-i mai invidiez. Filozofia noastră e ca la olimpiadă. Participarea contează, nu neapărat primul loc. Am ajuns deci în etajul subalpin, colorat cu covoare de merișori, afinet, insule largi de ienupăr pitic și jnepeniș și, bineînțeles, o panoramă care îți taie respirația. Vedem acum spre nord-est masivul Rodnei. Dacă atmosfera n-ar fi atât de încărcată, s-ar putea distinge pe rând vârfurile Pietrosul, Buhăiescu, Rebra, Puzdrele și celelalte până în Țapului. Observăm cum primele raze calde ale soarelui topesc firava bruma nopții depuse pe covorul de merișori și, ridicându-ne privirea spre nord-vest, vedem marea cocoașă a vârfului Arcer și în direcția opusă spre sud-est, vârful Țibleș. Revenim în direcția Arcerului și continuăm drumul spre vârf. Traseul se dovedește a fi foarte comod, fără urcușuri și coborâșuri semnificative. Grohotișul presărat pe întreaga suprafață a crestei este mărturia erilor glaciare, nu de mult apuse. Din punct de vedere petrografic, aceste roci sunt diagnostizate a fi diorite, monsodiorite,
monsodiorite cuarțifere, adică corespondenții de adâncime ale varietăților de andezite. Între timp, iată-ne ajunși în vârf, marcat de mulți ani cu crucea metalică, de pe care nu de mult s-a desprins cristul metalic, al cărui fragment l-am văzut în refugiul Archer. Bineînțeles, urmează o panoramare a peisajului înconjurător și o vedere lungă spre următorul obiectiv, vârful Țibleș, în apexul căruia observăm instalată o imensă cruce. Vom ajunge la ea! Distanța între vârfurile Archer și Țibleș este de circa 1 km. Traversăm iar insulele de Ienupăr și Jnepeniș și ne oprim brusc lângă un morman de grohote, căci ne taie calea o viperă speriată. Dacă nu era în mișcare, nici n-ar fi observat-o, deși să fi avut vreo 60 de centimetri și o grosime cât degetul mare. Din păcate, a șters-o repede, mai înainte să ne dezmeticim și să o pozăm. Și dacă am avut deja aparatul în mână, am făcut câteva poze cu cele mai spectaculoase plante înflorite în acest anotimp, deja cu miros de iarnă, așa cum se cuvine acestui etaj subalpin. Mă veți întreba de ce am așezat ceasul lângă lichenii de piatră. Răspunsul este cât se poate de simplu. Am vrut astfel să arăt dimensiunea plantei, întrucât se știe că lichenii au o creștere foarte înceată, aproximativ o jumătate de milimetru pe an. Asta înseamnă că distinsa plantă fotografiată poate avea venerata vârstă de 60-80 de ani. Acum, bineînțeles, putem filma spre vârfurile anterior vizitate, spre Archer și spre vârful mic. În zare, atmosfera rămâne foarte cenușie, albăstruie, ceea ce înseamnă o mare încărcătură cu vapori de apă și, de obicei, schimbarea în rău a vremii. Asta s-a și întâmplat în ziua următoare, în 20 septembrie, sâmbătă, când meleagurile maramureșene au avut parte de niște torențiale apocaliptice. Între timp, iată-ne ajunși în vârf, unde bucuroși vă împărtășim cele văzute.